Hai să agăți balotiera să balotez lucerna din grădină. O să agăți balotiera cea mică. Și o agăți cu tractorul ăsta, că ăsta avem foarte mic și de asta. Asta nu se lasă. Nea Marine, da. Să te lași un pic pe brațe. Da, da, da. Că nu se lasă jos. Vezi că e cuiu acolo! Ăla, ăla! Bagă-l acolo! Nu așa, dă așa! Hai, las că mă descurc eu acum. Mersi! Eu singur nu poți. Le mai agăște unul singur, dar am avut o agățată cu altul. Cu ăla micu și l-a lăsat un pic mai jos. Și am lăsat-o prea jos. Mai din greutate s-a lăsat și capra în pământ? Cred că. Acolo mai mutei și înăuntru curate. Unde? Pe care, pe la... Oare? Da, da. Cine știe? Ei se băgă la el, pe lângă el ăsta, și ca să-l lase mai liber, dar cu lopată așa. Ah, ai luat gâtul și l-ala. Așa, și acum să mergem în grădină. Să desfacem balotiera.
ajută. Stăpâna aia. Să-l opresc, că n-am frână de mână la asta. Și n-am găsit modalitate să-i fac. Momentan. Trebuie să găsesc ceva și să-i fac și la asta frână de mână. S-o desfac, dar o mai lăsăm, că... A, pe aici e la fel? A, pe aici dacă... E pe 500. Asta e viteza cea mai mică a tractorului. A întâia pe foarte mic. O mie două sute de ture, 1300. Nu trebuie să-i dai prea tare. Cerna asta o prinde acolo la pick-up și stă acolo. Și asta e o problemă la balotiera asta. Și când prinde mult, bagă mult deodată. Nu bagă... Dacă ar fi fost mai uscată, cu cerna n-ar fi fost problemă. Da, momentan o las așa că se mai usuce un pic.
a fost o mică demonstrație cu balotiera asta. Au ce aici. Am zis că s-o facem să o dăm la vaci, măcar să o luăm. S-o luăm de aici. Zici că nu s-a uscat deloc. A. Momentan îl lăsăm așa. Trebuie luat și asta. O luăm și pe asta azi.